Salut, eu sunt Derek, iar voi urmăriți Weekly Fix. Sprite prezintă Weekly Fix. Sony a anunțat lansarea Horizon Zero Dawn Complete Edition pe PS4, care va putea fi achiziționat la prețul de $50 începând cu 5 decembrie. PlayStation a confirmat pe Twitter această variantă, ce include jocul de bază și expansiunea Frozen Wilds. De asemenea, aceasta va conține resurse și arme adiționale în joc, o temă pentru PS4 și o carte cu imagini. Horizon Zero Dawn a fost lansat pe PS4 pe 28 februarie, iar expansionul Frozen Wilds va apărea pe 7 noiembrie. But they never find glory. Only death. I'm not here for glory. I'm here for the mountain. Sony a lansat un nou update pentru PlayStation 4. Pentru început, utilizatorii PlayStation 4 pot seta de acum meniul consolei în limba română, însă noutățile și îmbunătățirile nu se opresc aici. Actualizarea la versiunea de sistem 5.0 introduce pentru prima dată ESL Team Tournaments, funcție dedicată pasionaților de e-sports. Astfel, jucătorii se pot alătura sau chiar forma noi echipe competitive pentru jocurile multiplayer. Primele două jocuri care suportă ESL Team Tournaments sunt Uncharted 4 și Mantis Burn Racing. Lista de noutăți continuă cu posibilitatea gamerilor de a urmări activitatea oricăror utilizatori PSN prin funcția Follow Anyone, atât pentru jocurile accesate, cât și pentru videoclipurile, imagine și transmisiile live ale acestora. În plus, funcția de livestream pe Twitch a fost actualizată și permite o rezoluție 1080p cu 60 de cadre pe secundă, însă doar pentru utilizatorii PlayStation 4 Pro. Nu în cele din urmă, PlayStation VR include de acum opțiunea de a afișa comentariile spectatorilor, dar și mesajele jucătorilor către spectatori. Poți vedea mai multe detalii despre versiunea 5.0 în anunțul oficial. Game of Thrones vine și pe mobile sub formă de joc MMO, se numește Conquest și va debuta pe 19 octombrie. Jocul este dezvoltat de studioul Turbine de la Warner Bros. Și va fi gratuit via App Store și Google Play. În Conquest, jucătorii vor forma alianțe și vor dezvolta armate într-un Westeros întunecat și plin de pericole, pentru că, bineînțeles, nu există un Westeros în care lumea să fie fericită. Și, bineînțeles, fiindcă vorbim despre un joc de mobile, este bazat pe microtransacții. Cei care se înregistrează în Conquest vor primi pachetul Prepare for War, disponibil doar în prima săptămână de la lansare. Pachetul include obiecte în exclusivitate, precum resurse și gold în valoare de $50. Un demo pentru Gran Turismo Sport va fi disponibil în perioada 9-12 octombrie pe PlayStation 4, iar mașinile și până la 1 milion de credite in-game vor putea fi transferate în versiunea finală a jocului, care va fi lansată pe 18 octombrie. În demo vor fi disponibile 3 moduri de joc, Sport, Campaign și Arcade. Abonații PlayStation Plus vor putea face preload la demo pe 7 octombrie. Nio Complete Edition va sosi pe PC via Steam din 7 noiembrie. Jocul este deja listat pe Steam și ediția include jocul de bază plus 3 DLC-uri, Dragon of the North, Defiant Honor și Bloodshed. Versiunea de PC va veni cu suport pentru 60 FPS în Action Mode și Cinematic Mode în 4K. Jucătorii de PC vor putea să folosească toate cele 7 tipuri de arme, Onmyo Magic și Ninjutsu încă de la început, spre deosebire de versiunea de PlayStation 4. Cei care termină campania vor debloca noi elemente precum Dual Guardian Spirit. De asemenea, jucătorii variantei pentru PC vor primi și casca Dharma Chakra Kabuto in-game. Nio Complete Edition a fost anunțat la Tokyo Game Show 2017 pentru PlayStation 4, iar succesul vânzărilor, peste 1 milion de exemplare, a făcut ca jocul să sosească și pe PC. Stranger Things The Game a fost lansat gratuit via App Store și Google Play chiar înaintea debutului sezonului 2 al serialului pe 27 octombrie. Jocul folosește un stil retro și o coloană sonoră inspirată din anii 80. Jucătorii pot controla personajele din serial, inclusiv Hopper și Nancy, fiecare având abilități unice de a rezolva puzzle-urile. Vei avea acces și la locații din serial precum Mirkwood Forest, Hawkins Lab și Upside Down. Importante vor fi obiectele de colecție care vor debloca conținut secret din sezonul 2 al serialului. Sunt disponibile două niveluri de dificultate, Normal și Classic, unde Classic înseamnă dificil ca în jocurile old school care nu te țineau de mână. Stranger Things The Game are și un update misterios odată cu lansarea sezonului 2. Ce este în el, nu se știe încă, de-aia este misterios și nu sinistru. Rocket League va primi în curând două mașini legendare din Fast and the Furious. Cele două battle car-uri premium sunt Nissan Skyline GTR R34 din Too Fast to Furious și Dodge Charger RT din The Fast and the Furious. Fiecare va costa $1.99 și vor fi disponibile pentru descărcare din 11 octombrie. Rocket League este disponibil pe PC, PlayStation 4 și Xbox One, iar versiunea de pentru Switch va sosi de sărbătorile de iarnă.
RPG-ul Tactic Unsung Story Tale of the Guardians va sosi pe Xbox One, PlayStation 4 și Nintendo Switch. CEO-ul Little Orbit, Matthew Scott, a fost destul de nostalgic în comunicatul de presă ce anunță jocul, povestind cum se juca pe canapea pe PlayStation 1. Cei care au contribuit la finanțarea Kickstarter-ului își pot alege platforma dorită. În caz că ai uitat sau nu știai, Unsung Story Tale of the Guardians este dezvoltat alături de directorul Final Fantasy Tactics, Yasumi Matsuno, și se află în dezvoltare de 3 ani de când a primit donații via Kickstarter. Zilele trecute, 9 artiști din România, Cehia și Polonia s-au bătut în tuning, nu de mașini, ci de calculatoare. Cei mai buni modderi români au participat zilele trecute la GeForce Garage Destiny of Titans, un concurs de 24 de ore de personalizat computere. Artiștii români au folosit 15 cutii de vopsea, 40 de tipuri de unelte, 20 de metri de cablu și 15 litri de cafea ca să fie în priză. Rezultatul a fost un super calculator cu un design ieșit din tipare, inspirat din jocul Destiny 2. Competiția a fost transmisă live și a fost urmărită de peste 300.000 de pasionați de modding de-a lungul celor 24 de ore, iar imaginea și rezultatele vorbesc de la sine. În cadrul panelului The X-Files de la New York Comic Con a fost confirmat sezonul 11 al serialului. Anunțul a fost însoțit de un trailer ce a dezvăluit și data de lansare, 2018. Sezonul 11 va continua de unde se încheie sezonul 10, unde Scully și Mulder sunt marcați de o rază de lumină, iar creatorul seriei, Chris Carter, a explicat că primul episod din noul sezon va concluziona fenomenul. Sezonul 11 va avea 8 episoade plus 2 episoade mitologice ce au legătură între ele. Carter a mai spus că episodul 8 este destul de ciudat și că va fi realizat de cei care au realizat episodul Home. Sună bine, nu? Pe perioada panelului, un fan a pus întrebarea dacă va exista și un nou film X-Files. Carter a răspuns scurt, tipic 007. Never say never. I have to find our son. Mother, they know that we know. We need your help, even if we don't trust you. În continuare, la pe scurt, avem un nou gameplay trailer pentru Jurassic World Evolution, avem un trailer nou pentru Justice League, un trailer nou pentru The Last Jedi și pentru Castle Rock de Stephen King. Și, ca să-l citez nu pe 007, I'll be back săptămâna viitoare. Salut! Până atunci, nu uitați să dați like, share și subscribe. Sprite va prezenta Weekly Fix.